Polițiștii biroului rutier Slatina au identificat în trafic un motociclist drogat. Tânărul de 29 de ani din Caracal circula haotic pe străzile orașului, iar polițiștii au pornit în urmărirea lui. Polițiștii biroului rutier Slatina, în timp ce desfășurau activități specifice în municipiul Slatina, au depistat în trafic un motociclist care se deplasa pe drumul public, având contact cu partea carosabilă numai cu una dintre roți și adoptând un comportament agresiv în trafic. Polițiștii rutieri au efectuat semnal regulamentar de oprire motociclistului, care și-a continuat deplasarea fără a opri. S-a procedat la urmărirea acestuia în trafic, ulterior fiind oprit pe strada constructorului din municipiul Slatina. Polițiștii spun că tânărul polua fonic în mers, dar și în staționare. Întrucât se comporta ciudat, a fost testat pentru consumul de droguri. Rezultatul a fost pozitiv, iar bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge. Pentru constatările polițiștilor, conducătorul motocicletei a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1740 de lei, iar ca măsură complementară i-a fost reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, dar și certificatul de înmatriculare. Polițiștii i-au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, tânărului fiindu-i eliberată o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație.